Ați ușa. Bine te-am regăsit. Fii sincer. Cu un bici. Deci cu un bici și cu un cal pe care l-ai lăsat aici în Pachea Protopopescu. Bine te-am regăsit. Bine ai venit și mi-am dat seama că nu poate să-ți fure nimeni pălăria. Pentru că ai inițialele aici. Da, vezi ce frumoasă e? Da, este superbă. Foarte frumoasă. Claudia Pătrășcanu. Pac, te rugăm frumos să iei un loc aici, alături de noi. Ce faci, Claudia? Tot la bar mă puneți? Tot la bar? Tot la bar? Mă vede Greta cu astfel de cizme sau fustă ceva, mă pune la bar. Invidia. Nu, cred. E prea drăguță, Greta. Este, așa, este foarte drăguță. Dar ne gândim, dacă vrei să mergem pe canapea, mergem mai pe canapea. Dar mă gândeam că aici e mai... Sunt aici, sunt bine, mă văd eu. Iată, se vede, se și aude 20, o să și cântăm o piesă nouă, nu? Da. Cum se numește? Inim se numește melodia și știi că am ținut neapărat să vin în perioada asta a lunii iubirii. Da. Și Emilian mi-a făcut melodia. Cel care a compus-o, foarte talentat. Foarte, foarte frumoasă piesa. Am văzut și videoclipul, tu te pupi cu cineva în videoclip. Nu mă pup cu nimeni. Nu apare băiatul la pat. Și tu ai văzut aici. Și eu am strabit. Și te uiți așa? Nu, dar am văzut eu videoclipul ăla frumos, într-o cameră, în pat, nu e el cu... Ba da, este un actor ales de noi și de fetele care au regizat clipul. Și drăguț, am încercat să... Drăguț, n-ai ce să zici. Da, este un băiat foarte ok și sufletist și bun, caracter frumos. Adică tu acum te-ai făcut un pic așa, zici, bă, stai un pic, ai actor, adică să nu înțeleagă lumea altceva, nu? Păi de ce am făcut? Am filmat un videoclip, poate mâine, poi mâine joc într-un film. Abia aștept să faci. Apropo, felicitări pentru film, l-am văzut, să știi că am fost cu copiii de două ori. De două ori? La tati partai, da, doamne, demențial. Ți-am zis că vă vreau pe Eva de Nora. Ok, nu gata. Știu că... De mic ce încep negocierile și Nicolas trebuie. Sau Gabriel, nu știu care. Eu mă bucur dar că... amândoi eu plac foarte mult și... Mă bucur că ai fost și că ți-a plăcut. Foarte mult. Ți-am zis, de două ori l-au văzut copiii, am fost și odată cu ei. Am văzut că ai postat pe story la tine și așa. Da, felicitări, dragi părinți. Mulțumesc mult, dragă mamă. Tu ce faci? Cum mai ești cu viața ta? E, cum mai sunt? Cu multe. Că la un moment dat și tot apar tot felul de știri, tot felul de lucruri și mă gândesc, te-ai mai liniștit, că unele chestii poate mai sunt scoase din context, că se obișnuiește chestia asta. Ești bine? Tu știi că atunci când te liniștești... Când ai un prieten să te întrebe, mă, ești bine? Ce e cu viața ta? Mă întreabă prietenii și chiar le mulțumesc. Când ești bine, hop, mai apare ceva, dar de multe ori toate lucrurile astea pe mine parcă mă întăresc și mai tare. Mă întăresc. Sunt multe lucruri pe care le păstrez pentru mine, pe care le spun, explodez. Când e vorba de copii, cel puțin, mă doare foarte, foarte tare. Nu s-au terminat lucrurile? Nu s-au lămurit? Nu. Nu, și parcă din ce în ce mai multe. Și am încercat un an și jumătate să vin așa și să văd de viața mea. Am încercat cu instituțiile. Am stat pe holuri pe acolo cu tot felul de rugăminți și citații și nu se întâmplă absolut nimic. Nu știu, parcă toată lumea doarme, Cătălin, parcă toată și deja copiii au crescut, au 9-7 ani respectiv, văd, aud și nu pot face absolut nimic. Ei n-au nici măcar un telefon personal unde să, nu știu, să-l găsească așa pe masă și să mă sune, să-mi spună, mami, te iubim, cum au făcut-o astăzi, acum. Copiii sunt 3 zile la 2 săptămâni la Gabi, nu? Da. De asta zic. Și tu zici că în perioada aia nu poți să comunici cu ei. Nu. Nu pot să comunic doar dacă le permite Gabi sau bunicii să le dea un telefon să mă sune, atât, telefonul dumnealor. Le-am spus de atâtea ori, dați-le un telefon personal, nu vin de la mine de acasă cu un telefon, să-l dați de acolo, din casă. Dar ca tu dacă să le dai telefonul... Cu camere, cu înregistrări, cu aberații de genul ăsta. Dar tu dacă le dai, ei n-au un telefon al lor? Sau? Nu. Să le dau să plece acolo? Nu, pentru că au zis că le-am pus camere în casă și i-am înregistrat acum 5 ani și motivul acesta l-au găsit. Bunica care m-a dat în judecată l-au găsit tocmai ca să nu am contact cu copiii și să... Dar știi cum e în viață, Cătălin? Copiii cresc. Lucrurile acestea și toate demersurile le voi face în continuare. Îmi pare rău că, uite, am lansat o piesă atât de frumoasă și... Dar lasă-mă, lumea să se bucure de muzică. Da, și vin să... Vreau să vin așa, să o cânt cu toată inima. Deci cum cânt cu toată inima? O cânt, da, pentru că este frumoasă, dar... O să le rezolv. O să le rezolv eu. Eu le voi rezolva. Mai ales ți-am zis, când vine vorba de copii, când merg acolo, nu se respectă niște reguli, niște lucruri pe care știi că și la rugămintea ta mi-ai spus, încearcă, am încercat, am dat și un mesaj, am dat mesaje frumoase. Tamă, eu m-am gândit că și tu ești un om matur și bunicii copilor sunt oameni maturi și că puteți să comunicați. Adică au trecut 5 ani. Voi ați divorțat de cât timp? De
De când v-ați separat? Adică de 5-6 ani? Un an și jumătate. De când ne-am separat? 5 ani, da. De când nu mai sunteți împreună în cuplu de 5 ani? Adică mă gândesc că, bă, în 5 ani mai trec supărările, trec înverșunările, știi ce zic? Să mai liniștesc lucrurile. De un an și jumătate, Cătă nici nu mai vine să ia pe copii. De un an și jumătate vine șoferul cu bunica sau de multe ori nu o văd pe bunica, îl văd pe șofer. Și... Poate și el vrea să evite vreo ceartă cu tine, știi? Poate de dar eu nici nu ies din casă. Ies copiii, îi îmbrățișez, îi binecuvinte și se duc la mașină singur, n-au nicio legătură. Copil roagă, tati, vino și ia-ne tu. Pentru că da, vor și să mai petreacă, să vorbească prima în mașină. Sunt băieți, sunt... Și nu mai vine, spune că are treabă. Iar, de exemplu, Nicolae s-a făcut 40 febră, alaltăieri la fel. E, și o perioadă și nasoală l-a sunat cel mic să vorbească cu el și a zis că te sun eu mai târziu, că nu poate să vorbească. Și nici nu l-a mai sunat. E vorba de mai mult de atâta. De multe chestii și nu vreau... Emisiunea ta este foarte frumoasă și n-aș vrea aici să... O comentăm pe... Eu de asta, nu, eu am vrut doar să te întreb dacă ești bine, dacă ți-e ok bine și că atâta... Bine că sunt sănătoasă, că dacă sunt sănătoasă le pot duce eu pe toate. Pe bune, că le putem duce pe toate, dar când e vorba de copii, nu ține. Deci la mine nu. Dar mă gândesc așa că au trecut 6 ani de când ți-ai separat și tu de Gabi. Mă gândesc că și pentru tine e important să-ți refaci viața. Și în toate tensiunile astea, cred că e și greu câteodată să poți să faci ceva. Dar tu crezi că stau să mă gândesc, Cătălin, la mine? Pentru că trece mine, timpul, nu? Priori, așa, și dacă e să se întâmple, se întâmplă, dacă nu, nu se întâmplă. Ce păi nu, mai e pus deoparte, eu așa zic. Așa e, dar mă gândesc că dacă ai liniște sau dacă se lămurezi lucrurile... Dar nu are legătură viața mea personală cu ceea ce se întâmplă cu copiii când merg acolo, cu... Dar are legătură cu toate, că te concentrezi altfel și la muzică, și la carieră, și la asta, că știi că ai liniște și că sunt lucrurile legate într-un fel. Când tu știi că lucrurile sunt adică normale... Nu mai păsa. Nu, că știi că nu mai sunt astea, că s-au lămurit, că s-au terminat procesele, că s-au terminat toate, poți să te... Aici nu e vorba de procese, aici e vorba de ce trăiesc copiii când merg acolo și ce întâmpină și nu pot să zic că mai nimic, că sunt șantajat. Știi cum e? Nu, dacă am deschide subiectul ăsta, ar trebui normal și jurnalistii, cum ne-a învățat pe noi, să sunăm și pe dumnealor, da, să intre în direct, că să nu fie doar un punct al tău de vedere dar împotriva unor oameni. De asta zic. Știu foarte bine situația, o să merg, ți-am zis, o să rezolv cu instituțiile și o să... Se rezolve într-un final, plus asta copiii au crescut. De asta spun că sunt mulți oameni care înțeleg doar părți, bucăți și... Cum oamenii interpretează, fie că vorbesc eu sau poate el, nu știu, niciodată nu știi ce este în casa omului, ce corect se întâmplă acolo sau ce e în sufletul unui copil. Da. Astăzi ai venit și cu piesa inimii, cum ziceai ceva mai devreme. Da, piesa inimii, să știi că e, înainte de sărbătorii e făcută melodia asta, dar am vrut eu să o lansez, că are legătură, inimii, poate, uite, pe 14 februarie, dacă sunteți prin zonă, vă aștept la, pot să zic, aici în București. Concert? La cântare, o să cânt cu bandul 45-60 de minute chiar live. Depinde cum e publicul. Întotdeauna știi cum e când... Pe 7, pe 9 ne mai vedem prin... Când publicul se bucură, locații. Imediat încă mai cânti încă o piesă și încă o piesă și încă o piesă. Da. Dar pui toate concertele astea la tine pe Instagram, pe Facebook, Claudia Pătrășcanu, da, clar. Le pun. De acum înainte am ocazia să fac și lucrurile acestea. De ce nu? Pentru că asta fac. E munca mea, muncă cinstită, muncă faină. Și ai zis că anul ăsta a scos cât mai multe melodii. Da, din două luni vreau să scot. Deja Emilia muncește la a doua piesă. Foarte frumos. Talentată ești, așa să că... Să știi că am venit și cu 4 fete faine. De mult n-am mai dansat eu, n-am mai cântat eu și să-mi dansez în spate 4 dansatoare am, uite, că 2 și sunt 4. Și sunt foarte tinere și sunt foarte frumoase, au muncit la coreografie. Și dacă vrei să le invizi tu... Da, sau... fetelor, vă rugăm frumos, poftiți, nu fiți timide, haideți să vă cunoaștem, o să-și cântăm imediat. Ce vârstă aveți? Mi-au spus că 20, 19, 21 și zic că, aoleo, puteam să am copil de vârsta voastră. Păi, dar câți ani? Ai, eu zic 43. Cum ați făcut? Oh, nu cred! Mulțumesc! Păi și unde le-ai găsit pe fete? Le-am găsit prin Elena Cerebela, soția lui Cerebel. Mamă, super coreografă și super faită. Da, Cezara și Nadine, care s-au ocupat de videoclip, ele au făcut clipul.
Prin ele le-am găsit. Elena este un om de bază, toate trei sunt niște femei puternice. Elena, super, mă, soția lui Cerebel, e într-un fel aparte fata aia, este de o bunătate. Da, da, e minunat, e super. Știu, toată era echipa, la... toate fetele sunt faine. Era Cerebel la Survivor și vorbeam cu Elena, care era prin Spania, și trăgea mașina în parcare să vorbească cu noi și avea emoții și tot. Adică... Da, s-a implicat foarte tare la, în proiectul ăsta al meu, plus că am legat și o prietenie, deja am găsit locația pentru al doilea clip, o să filmăm în Bulgaria. Ok. Și cam atât, ce să zic. Sper să ne fie bine și să colaborăm cât mai mult pe o perioadă lungă. Perfect, Claudia, eu îți mulțumesc mult de tot și știi că oricând te așteptăm cu mult drag aici. Mulțumesc. La emisiune și îți doresc liniște. Și ai cu al doilea film cu Eva. Și îți doresc liniște, asta mulțumesc. E cel mai important. Și eu, mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Cântăm imediat cu Claudia, oameni buni. Domnul Vodnar, să rămâneți puțin cam de la telespectator, o poză pe care vreau să o comentăm imediat. Dar asta după ce ne cântă Claudia, domnul profesor dr. Dan Vodnar, am o poză și vreau să ne răspundeți ceva, trimis cine va imediat. Dar până atunci să ascultăm Inim. Ora 12:07. Pe stradă singură în noapte. În fața mea pare ea silueta. Silueta. Oh no, nu din nou, nu din nou. Același parfum, același saco. Zâmbet perfect, de below. Și buzele ce mint bine rău. Ah, 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 ce l-a săruta. Ah, să nu ne vadă lumea. Ah, ah. Mă ia, mă ia, mă ia inima. Inima. Mulțumim mult de tot, baftă Claudia, fetelor, felicitări, vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim mult de tot!